Bună în spate? Super, excelent. Nokia E9, un telefon deosebit pe care am plăcerea și bucuria să-l folosesc de ceva vreme și vreau să vă spun că m-am îndrăgostit de el, așa că declarația pe care o să o auziți în seara asta e cea unui îndrăgostit și mi-ar plăcea, în altă ordine de idei, să transmit același sentiment cât ori mai mulți dintre voi, pentru că, într-adevăr, Nokia E9 este un telefon deosebit. Haideți să vedem prin ce se remarcă Nokia E9 în primul rând și ce este diferit la acest telefon. În primul și în primul rând, vă pot spune că la E9 s-a lucrat cel mai mult la partea de design. Atunci când vedem E9 de la distanță și chiar și de aproape, e imposibil să nu te îndrăgostești de el, ceea ce mie v-am zis că mi s-a întâmplat, pentru că e altceva. Arată într-un mod cu totul și cu totul deosebit, iar designul e unul din lucrurile prin care E9 se remarcă față de celelalte modele de telefon pe care le putem găsi acum pe piață. Nokia E9 este un model foarte ușor de folosit. Atunci când s-a construit E9, designerii acestui model s-au gândit la modul în care utilizatorii de smartphones folosesc un telefon și au încercat să facă acest lucru cât mai simplu, cât mai ușor și cât mai facil. Și o să vedeți, apropo de expresia aceea, ați prinde urechile, E9 e un telefon în care în foarte, foarte puțin timp te obișnuiești cu el și mai mult decât atât o să-ți dai seama că totul e la îndemână. Totul este foarte aproape, foarte ușor de folosit, foarte ușor de închis. Totul este la un swipe sau la o glisare distanță, cum ne place nouă să-i spunem. Experiența de utilizare a lui E9 și a sistemului de operare, Migo în cazul de față, iarăși este una diferită. Și asta îl face și mai plăcut și mai atractiv. Astea sunt primele lucruri prin care se diferențiază acest model și pe care vreau să le scoatem în evidență și asupra cărora o să insist foarte mult în prima parte a acestei prezentări. Spuneam designul. E un lucru important, un lucru diferit. Și ce este de remarcat la acest design? Ce este de remarcat la designul lui E9? În primul și în primul rând, ecranul generos. Avem un ecran care se întinde pe întreaga suprafață a telefonului. Practic, este un telefon fără taste, un telefon fără buton back, un telefon fără buton home key, este un telefon fără taste. Un ecran care ne oferă o suprafață mare de utilizare, de vizualizare a aplicațiilor, a paginilor de internet, a tot ceea ce folosim pe acest telefon. Și mai mult decât atât, faptul că avem ecranul pe întreaga suprafață a telefonului este unul din lucrurile care îl face să arate chiar mai bine. Și o să vă întrebați cum putem folosi un telefon fără taste. O să vedeți că este foarte, foarte simplu, foarte, foarte ușor. Prin ce se mai remarcă Nokia E9, din punct de vedere al designului, prin sticla curbată. E9 are o sticlă curbată la margini și asta face experiența de utilizare mult mai plăcută. Degetul alunecă foarte ușor, foarte fin pe ecranul telefonului și dacă tot am pronunțat cuvântul sticlă, o să vă zic că Nokia E9 are Gorilla Glass, un model de sticlă care este prezent și pe alte modele Nokia, un model care face ca acest telefon să fie mult mai rezistent la zgârieturi sau chiar la șocuri. Eu personal, de când folosesc acest telefon, nu știu alții cum sunt, însă mie nu-mi plac foliile de protecție și de când folosesc acest model, îl folosesc fără folie de protecție și o să vedeți aproape că nu are nicio zgârietură. Este un telefon, nu zic imposibil de zgâriat, însă mult mai rezistent în timp și mult mai ușor de folosit, de ce nu chiar și fără folie de protecție. Pe lângă Gorilla Glass, prin ce se mai remarcă ecranul lui Nokia E9, este Clear Black Display, tehnologia Clear Black Display. Așa cum îi spune și numele, Clear Black înseamnă un negru mult mai puternic. O să vedem, negrul este cu adevărat negru, albul este alb, culorile sunt puternice, contrastul este mult mai puternic și mai mult decât atât ce e de remarcat la Nokia E9 și la Clear Black Display este atunci când folosim telefonul în lumina directă a soarelui. Nu știu cât dintre voi ați pățit, poate mai ales la mare sau în soare, să stai să te uiți pe ecran și să nu reușești să vezi, să trebuiască să pui mâna astfel încât să vezi mult mai ușor imaginea sau mail-urile pe care vrei să le citești. Ei bine, în razele directe ale soarelui, acest ecran se vede foarte bine, fără absolut nicio problemă. Nu mai e nevoie să ne ferim de lumina soarelui pentru a putea vizualiza conținutul de pe ecranul telefonului. Deci vorbim de un contrast puternic prezent pe ecranul AMOLED al acestui model. Îmbinare perfectă, da? Absolut nicio tastă, niciun gol de aer între ecran și sticla telefonului și mai mult decât atât vorbim de o singură bucată de policarbonat.
un material rezistent și care se folosește, de exemplu, la pupurile jucătorilor de hockey. Da? Și imaginați-vă duritatea și rezistența acestui material vopsit în întregime, dar nu avem o vopsea de suprafață, asta înseamnă că nu se va zgâria. Absolut orice zgârietură nu poate fi observată, pentru că materialul este vopsit în întregime și mai mult decât atât vorbim de o singură bucată. Da? Nu avem capace, nu avem șuruburi, nu avem absolut nimic. Este o singură piesă, foarte ușor de ținut în mână și care îl face, bineînțeles, să fie foarte frumos și elegant. Spuneam, deci, o singură bucată de policarbonat. Astea sunt câteva lucruri prin care designul lui N9 se diferențiază, da? Modul în care arată. Și până la urmă, dacă stăm puțin să ne gândim, în primul și în primul rând, sau unul din motivele principale pentru care ne cumpărăm un telefon, este, bineînțeles, și modul în care arată. Ne plac telefoanele atractive, vrem să arate bine și vrem să fie ușor de folosit. Sunteți de acord? Cine își cumpără un telefon pentru modul în care arată? Cine se uită la asta? E important, nu? Ei bine, nouă, în primul și în primul rând, se remarcă prin designul său deosebit. Ecranul este de 3,9 inci, culorile se văd foarte bine, da, și rezistența materialelor folosite în acest telefon îl fac să fie durabil în timp. Sunteți curioși cum se fabrică un telefon de genul acesta? Pentru că dacă tot am menționat cuvântul design, am pregătit și un foarte scurt film dintr-o fabrică, pentru a vedea exact cum funcționează lucrurile acolo și cum se întâmplă, cum este produs Nokia N9.